Salut! Îmi doream de foarte mult timp să fac acest desert pentru că mi se pare foarte elegant, iar glazura îmi aduce aminte de o amandină. Ba chiar glazura unei amandine presupune un proces ceva mai complicat și time consuming, pe când aceasta pe care am folosit-o eu este mult mai ușoară și o puteți folosi pentru orice alt desert pe bază de ciocolată neagră. Enjoy! Topiți untul la foc scăzut. Adăugați piureul de banane și zahărul brun și încălziți la foc mediu până când zahărul se dizolvă. Luați de pe foc și adăugați romul. Vă las detalii cu privire la forma de silicon în descriere. Umpleți formele cu jumătate din cantitate și congelați minim 2 ore. Păstrați cealaltă jumătate la temperatura camerei. Scoateți semisferele din formă. Umpleți din nou formele cu restul de cantitate și acoperiți cu cele deja congelate. Congelați pentru minim 2 ore. Topiți la foc scăzut ciocolata și untul. Bateți la viteză medie albușurile la temperatura camerei, adăugând treptat zahărul până ajung la forma aceasta. Adăugați gălbenușurile și făina cernută. Adăugați ciocolata și untul topite la aproximativ 45-50 de grade Celsius. Amestecați-le mai întâi cu o parte a compoziției, astfel încât atât aceasta cât și mixul de ciocolată cu acea parte din compoziție să aibă texturi similare și să nu se taie când se face amestecul final. Întindeți aluatul într-o tavă, a mea este de 30x40 de cm și coaceți la 170 de grade Celsius 13-15 minute. Este gata atunci când la atingere nu se lipește de degete. Hidratați gelatina în apă rece. Bateți smântâna pentru frișcă la viteză medie până când ajunge la forma aceasta. Păstrați la frigider. Amestecați gălbenușurile cu zahărul. Încălziți la foc mediu laptele. Turnați puțin câte puțin peste gălbenușuri și amestecați repede ca să nu aveți particule de gălbenuș gătit. Totuși, ca să fiți siguri, când turnați amestecul înapoi în oală, puteți să-l treceți printr-o strecurătoare. Gătiți la foc mic, amestecând constant cu o lingură de silicon până ajunge la temperatura de 83-84 de grade Celsius sau este gata când îmbracă lingura și urma degetului rămâne curată. Luați de pe foc și adăugați gelatina și romul. Turnați peste ciocolata topită și emulsionați cu un blender vertical. Pregătiți 5-6 inele de 7 cm diametru. Montajul e făcut invers, astfel. Folosiți o folie de acetat sau folie alimentară în cel mai rău caz, ca să vă fie suprafața deserturilor cât mai plană sau finisată.
folosiți și fâșii de acetat, din nou, ca să aibă pereții perfecți. Finisați marginile sferelor de banane și păstrați la congelator. Atunci când mixul de ciocolată scade la temperatura de aproximativ 35-40 de grade Celsius, faceți amestecul cu frișca, treptat, în 3-4 etape. Transferați într-un poș. Umpleți inelele până la jumătate și inserați sferele congelate. Apăsați ușor și congelați. Topiți ciocolata la foc scăzut și amestecați-o cu fulgii de fioietin sau biscuiți sfărâmați. Întindeți un strat subțire peste blatul de ciocolată. Tăiați discuri de 6 cm diametru. Păstrați-le la frigider. Hidratați gelatina în apă rece. Bateți smântâna pentru frișcă la viteză medie până când ajunge la forma aceasta. Păstrați la frigider. Încălziți piureul de banane și mierea la foc mediu. Luați de pe foc și adăugați gelatina și romul. Atunci când scade la temperatura de aproximativ 35-40 de grade, faceți amestecul cu frișca. Treptat, în 3-4 etape. Transferați într-un poș. Umpleți inelele cu musul de banane și acoperiți cu discurile de plat, lăsând acel crumble la interior. Congelați peste noapte. Încălziți smântâna pentru frișcă, apa și geleul neutru la foc mediu. Turnați peste ciocolata topită, puțin câte puțin, și emulsionați cu un blender vertical. Pentru o culoare mai intensă, folosiți puțin colorant roșu. Folosiți glazura la 35-38 de grade Celsius. Cu cât sunt mai congelate deserturile, cu atât glazura poate avea mai spre 38 de grade și invers. Îndepărtați excesul de glazură cu o spatulă. Presărați zahăr brun peste feliile de banană și caramelizați cu un arzător. Decorați deserturile cu feliile de banană caramelizate. Sper că v-a plăcut, nu vă lăsați descurajați de complexitatea rețetei, vă asigur că și dacă faceți doar cele două tipuri de mus, le serviți într-un pahar și le acoperiți cu niște banane caramelizate, tot e o combinație delicioasă.
Pe curând, I beg you!